Bună ziua, dumneavoastră, organizați protestul? E protest spontan, deci nu e organizat. E un protest spontan anunțat de ieri de sindicat. Principala revendicare care este? Faptul că vor să vă lase fără pensii speciale? Nu, pentru că nu avem pensii speciale. Nu avem pensii de servicii. Am înțeles. Deci o pensie ca oricare alt cetățean care muncește. Exact. Am înțeles. O pensie care compensează toate incompatibilitățile pe care le avem. Și ce interdicții aveți? Că văd că aproape toți colegii noastre și noastră a scris că vreți înlăturarea interdicțiilor. Exact. Nu avem dreptul de a alege, nu avem dreptul de a fi aleși. Drepturi cetățenești fundamentale. Nu avem dreptul la altă ocupație. Am înțeles. E singura noastră sursă de venit. Toate celelalte categorii sociale au dreptul să aibă 10 slujbe dacă țin puterile. Nu avem munca normată. Da. Nu semnați condica în fiecare zi? Nu. Ba da, semnez condica. Știi când vi lasă prin lege, eu în 3 zile trebuie să-mi termin lucrările. Poate să fie un dosar? Poate să fie 1500 de dosare. Am înțeles acum. Bun. Un nume și un prenume, să știu cu cine am vorbit? Mirion Viorel Nicolae, lider de sindicat pe Sibiu. Ok, mulțumesc.